Partener al emisiunii Starnet, viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, Practic în fiecare zi auzim că guvernanții noștri își iau angajamente, inclusiv personale, și dau garanții că vor face reforme. Iată și zilele acestea, liderul formal al Partidului Democrat de Guvernământ, Marian Lupu, dă garanții unor foști și actuali oficiali germani că guvernanții noștri chiar au de gând să facă reforme. Noi ne-am deprins deja că aceste garanții sunt risipe de vorbe, dar dacă ele se fac, atunci cel puțin prezintă prilejuri pentru a arăta odată în plus prețul garanțiilor guvernanților noștri. Noi doar știm, la fel ca și ei, ce au de făcut. Să pornim de la documente oficiale, concrete, pe care partenerii externi le recomandă spre implementare guvernanților noștri. Cel mai recent document de acest gen îl reprezintă concluziile Consiliului Uniunii Europene din 15 februarie anul curent. În acest document se recomandă în mod explicit depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare. Asta înseamnă un singur lucru, numirea conducătorilor și membrilor organelor respective în baza unor proceduri transparente de selectare a celor mai competenți candidați. Această recomandare e cel mai bun remediu împotriva partajării secrete de către clanurile noastre politice a funcțiilor cheie din instituțiile de drept și de reglementare. Acum să examinăm un exemplu concret cum se aplică această recomandare de către guvernanții noștri care iată că fac risipă de garanții în privința intențiilor lor de a schimba în bine situația din țara noastră. Știți că mai bine de un an și jumătate este vacantă o funcție de judecător la Curtea Constituțională. Numirea în această funcție trebuie să o facă guvernul, dar nu o face. Deși premierul Pavel Felip vine cu declarații tari gen a venit timpul să accelerăm și așa mai departe. Întrebarea este de ce guvernul nu și onorează obligațiunile foarte importante. Mai mult, candidatura pentru funcția respectivă a fost selectată prin concurs cu mai mult de o jumătate de an în urmă. Comisia de selectare a fost constituită preponderent din foști judecători la Curtea Constituțională și de profesori titulari în domeniul jurisprudenței de cea mai înaltă calificație. Concursul a fost organizat de către guvern, iar toate procedurile au fost asigurate și monitorizate la cel mai înalt nivel de către experții guvernamentali. Dacă aceste detalii nu vă convinc, vă mai spun că întreaga procedură de selectare a candidaților s-a desfășurat cu participarea prim-ministrului interimar, domnul Gheorghe Brega. Acesta a avut doar cuvinte de apreciere, atât pentru modalitatea de selectare, cât și pentru candidatul selectat propriu-zis. Și atunci, care e problema? Dar nimeni nu știe. Poate Curtea Constituțională e nemulțumită de modalitatea de selectare și de candidatul ales. Nu. Din potrivă, președintele Curții Constituționale declară public că persoana selectată este demnă de funcția de judecător la Curtea Constituțională. Ea este foarte calificată și experimentată, întrucât a activat ani buni în calitate de judecător asistent în instituția respectivă. Așadar, vedeți și dumneavoastră că avem o vacanță a unei funcții foarte importante de mai bine de un an și jumătate. Avem un candidat selectat cu mai bine de jumătate de an în urmă, în conformitate cu recomandările instituțiilor internaționale. Avem cele mai înalte aprecieri ale reprezentanților Guvernului și Curții Constituționale pentru candidatul selectat. Și cu toate acestea, candidatul nu este numit în funcție. Poate e vorba de vreun moft al guvernului? Dacă e moft, atunci el trebuie combătut prin aplicarea normelor legale. În acest sens, Curtea Constituțională a adoptat chiar o hotărâre. În ea se menționează că tergiversarea numirii unui judecător nou, după expirarea mandatului precedentului, periclitează activitatea instituției care garantează supremația Constituției. Nici mai mult, nici mai puțin. Dacă nici prevederile hotărârii curții constituționale, care devin obligatorii pentru executare imediat după adoptare, nu sunt respectate, atunci pentru asta trebuie să existe temeiuri foarte serioase. Însă aceste temeiuri nu fac parte din sfera juridică sau administrativă. Ele pot face parte doar din sfera unor interese oculte. Altă explicație pur și simplu nu poate exista. În calitate de ipoteză, am putea vorbi despre lipsa interesului guvernanților de a crea precedente pozitive de selectare prin concurs transparent a celor mai bune candidaturi pentru diverse funcții publice. Problema e că cele mai bune candidaturi selectate prin concurs au și cel mai înalt grad de independență față de partidele politice iar asigurarea independenței în alților demnitari a instituțiilor de drept și de reglementare lipsește partidele noastre de privilegiu de partajare în secret a acestor funcții. Doar acestea sunt pârghiile mult râvnite pentru tot felul de combinații ale partidelor. Și noi știm că anume prin astfel de pârghii a fost devalizat sistemul nostru bancar, iar în consecință noi suntem obligați acum să achităm miliardul furat. Dar, confruntându-ne cu această situație foarte proastă, cel puțin știm exact cine poartă răspunderea pentru ceea ce Curtea noastră Constituțională numește periclitarea activității instituției ce garantează supremația Constituției. În primul rând, este vorba despre guvern, iar în al doilea rând, despre persoana privată care și-a angajat răspunderea personală pentru funcționarea statului de drept. Da, îmi cer scuze, eu pot greși. S-ar putea ca persoana privată să fie mai importantă decât guvernul. De aceea, ar fi corect să lăsăm guvernul și persoana respectivă să-și coordoneze activitatea și să decidă între ei cine totuși poartă vina pentru periclitarea statului de drept. Iar pe partenerii noștri de dezvoltare îi rugăm mult să ia în considerație modalitatea în care guvernanții noștri își redobândesc încrederea în ochii lor. Ne revedem mâine al rostul, domn' președinte!